Israel și Hamas au semnat încetarea focului, dar vestea pare că nu a ajuns la susținătorii celor două tabere. Două ore după intrarea în vigoare a armistițiului, militanții pro-Hamas și cei pro-israelieni s-au bătut în Times Square din New York. Zeci de oameni au fost arestați, iar poliția caută o persoană care a aruncat un dispozitiv incendiar. Pe cealaltă coastă a Statelor Unite, un grup de evrei care cina la un restaurant a fost atacat de susținători pro-Hamas. Poliția din Los Angeles a oferit o recompensă pentru identificarea atacatorilor. În ultima săptămână, violențele din Israel au ajuns și pe străzile din marile orașe americane. Mii de oameni au manifestat pentru una sau alta dintre tabere, iar de mai multe ori protestele au degenerat în lupte de stradă.